4 bilete la pariuri sportive pentru 19 septembrie 2024. Vă așteaptă în acest clip bilet cotă 265, bilet cotă 10+, bilet format doar din GG-uri, cotă 5+, biletul zilei cotă 3 și evident pontul zilei care nu poate veni din altă parte decât din Champions League. Dragi prieteni, ieri biletul cotă 10+ a fost verde și mai avem un singur match, Barcelona să nu piardă contra lui Monaco și avem evident biletul cotă 10+ de ieri câștigător. În altă ordine de idei, pontul zilei, vă spuneam că vine din Champions League de la AS Monaco versus Barcelona. Știți cu toții forma celor două echipe, două echipe spectaculoase, dar cele două formații s-au întâlnit luna trecută într-un amical și Monaco a câștigat surprinzător meciul, dar am observat că, la fel cum aștept și azi, Barcelona a surprins-o de 3 ori în poziție afară din joc pe Monaco. Hansi Flick face pasul offside în acest sezon, dar și în precedentele, pe unde a mai antrenat. Drept urmare, în primele 5 etape a surprins adversarii direcției de 27 de ori în poziție de offside. Mă aștept să o surprindă pe Monaco de cel puțin 2 ori, iar cota este excelentă, 1.62 la Betano. De aceea vă tot spun, abonați-vă la canal și bineînțeles, dacă doriți să vedeți mai repede informațiile mele, pur și simplu alăturați-vă canalului pentru o sumă simbolică de 5,99 lei și aveți acces evident mai rapid la toate biletele, la toate ponturile și la toate știrile, ca să zic așa, din pariuri pe care le dețin. Dragi prieteni, în continuare vă las biletul zilei, cotă 3, bilet cotă 5, biletul cotă 10 și bineînțeles cota 265 de la biletul și strategia de 100 de milioane. Totul este analizat, totul argumentat și explicat pe site-ul Pontul Hunter, acolo unde totul este gratis, totul la vedere. Dragi prieteni, până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap.